profet între oameni nu s-a mai ivit. Tu înger în carne și crainic de bine, cu vestea Mesiei pe lume ai venit. Tu blând privește peste al tău popor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ca întotdeauna, după ce am cântat la început, în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că astăzi celebrăm sărbătoarea nașterii sale, și pentru că Sfântul Ioan și-a desfășurat activitatea sa, misiunea sa de înainte mergător al lui Isus, cu siguranță luminat și călăuzit de Duhul Sfânt, acum îl chemăm în ajutor pe Duhul Sfânt pentru ca să participăm cu rod la cateheza din seara aceasta. Prea Sfânt, coboară, te rugăm, umple-ne viața, inima, ca pacea și iubirea ta pe noi să coboare, Doamne, te rugăm. Tu, Doamne, ne hrănești cu harul, spre tine inimile le înălțăm, râuri de speranță verzi spre noi, când liber e de toate sufletul. Duh prea sfânt, coboară, te rugăm, umple-ne viața, coboare, Doamne, te rugăm. Duhul Sfânt în dar ni l-ai trimis, ca pentru acela noi să viețuim, care viața pentru noi și-a dat, iar viața noastră ție-ți dăru. Prea Sfânt, coboară, te rugăm, umple-ne viața, inima, ca pacea.
noi să coboare, Doamne, te rugăm. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, care sunteți în comuniune directă cu noi, cei de aici, din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Continuăm catehezele propuse de aici, de la Catedra Episcopului din Iași, pe tema Sfintei Liturghii, desigur, în special, dar și a celorlalte celebrări liturgice, cu problemele practice legate de Sfintele celebrări, pentru ca participarea noastră să fie totdeauna cu demnitate și cu cât mai mare folos sufletesc pentru viața noastră de credință. Suntem la simbolurile liturgice. Am văzut mai multe lucruri despre tămâie, despre lumină, despre apă, despre un de lemn. Chiar astăzi, în cursul dimineții, am fost la Onești, la sanctuarul fericitul Ieremia, și acolo am folosit uleiul sfânt, Sfânta Crismă, pentru a unge mâinile unui candidat la Sfânta Preoție, care acum este neoprezbiter de loc din Cleja. Dar am folosit acest simbol liturgic, unt de lemnul binecuvântat de episcop în Joia Sfântă în fiecare an. Pentru că v-am explicat ce sunt aceste simboluri liturgice. Sunt lucruri reale din viața noastră care au multiple simbolisme. Biserica le folosește cu un simbolism specific celebrărilor religioase, pentru ca noi, când luăm parte la aceste celebrări religioase, folosindu-ne de simboluri, să putem pătrunde mai adânc și să înțelegem mai bine tainele care se celebrează, nu numai Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie în principal, pentru că ea este celebrarea liturgică principală pe care o avem în Sfânta Biserică. V-am vorbit astfel și despre foc și despre cenușă, toate cu simbolismele lor folosite de Sfânta Biserică în celebrările ei. Mergem mai departe cu două simboluri folosite des și în principal la Sfânta Liturghie, și anume pâinea și vinul. Pâinea. Pâinea este darul lui Dumnezeu. Orice ar zice omul, că el muncește, el face, el drege, dacă Dumnezeu nu dă soare, nu dă căldură, nu dă ploaie, nu dă cele necesare, pământul nu va produce niciodată, în ciuda efortului pe care omul îl depune ca să se laude că el a muncit pământul, că pâinea este rodul muncii lui,
este și a Lui, pentru că Dumnezeu i-a dat putere ca să lucreze pământul și trebuie să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru darurile pe care le culege ca rod al muncii sale. Dar pâinea este în fond darul lui Dumnezeu, făcut omului pe pământ. Să ne gândim la evreii care au parcurs 40 de ani prin pustiu, când au fost eliberați din Egipt, tot cu mână forte a lui Dumnezeu, și până când au ajuns în țara făgăduită. 40 de ani au primit gratis, în fiecare zi, pâinea numită mană. Și numită mană pentru că atunci când au văzut-o prima dată și o culegeau dimineața pe rouă și adunau cât era suficient pentru fiecare, încât nimeni nu ducea lipsă. Când au văzut-o prima dată, au spus, manhu, manhu, ce-i asta? De aici cuvântul de mană, darul lui Dumnezeu. Sigur, pentru acea pâine, în cei 40 de ani, evreii n-au muncit pământul ca să o aibă, că nici n-aveau cum să o aibă în pustiu, că în pustiu nu se face pâine. A fost darul gratuit al lui Dumnezeu, dar când au ajuns în țara făgăduită, din ziua în care au ajuns în țara făgăduită, a încetat să mai cadă mana din cer gratuită și au trebuit să muncească pământul ca să culeagă roadele lui, între care pâinea, pâinea noastră cea de toate zilele. Deci pâinea s-o considerăm totdeauna ca darul lui Dumnezeu, un simbolism al ei. Pâinea este apoi simbolul vieții oferite de om lui Dumnezeu. Să ne gândim tot în Vechiul Testament, când Melchisedec îi oferă lui Dumnezeu pentru prima dată ca jertfă pâine și vin. La templu din Ierusalim, un alt exemplu, erau expuse în permanență 12 pâini, pâinea punerii înainte. De ce 12 pâini? Ca să simbolizeze cele 12 triburi ale lui Israel, oferite lui Dumnezeu. Prezența acestor pâini la templu, în casa Domnului, era un simbol al poporului ales al lui Dumnezeu, format din cele 12 triburi ale lui Israel. Pâinea, în special cea euharistică, este vorba de pâinea azimă, nedospită. Este semnul, este memorialul eliberării evreilor din Egipt. Vedeți un alt simbolism al pâinii azime. De ce? Pâinea azimă, nedospită. Pentru că evreii au fost eliberați din Egipt în grabă. N-au avut timp să aștepte ca pâinea să dospească după ce gospodinele au pus drojdie în acele măsuri de făină, le-au frământat, pentru că plecarea lor era grabnică, au folosit pâinea nedospită. Și se crede că Iisus, când a celebrat ultima cină în Joia Mare, a folosit pâine nedospită. Pentru că evreii celebrau în fiecare an Paștele cu pâine nedospită și astăzi evreii care celebrează Paștele evreiesc, care înseamnă eliberarea poporului din robia Egiptului și trecerea la libertate cu
trecerea prin Marea Roșie, evreii folosesc în celebrarea Paștelui și astăzi pâinea azimă, nedospită. La fel o folosim noi, Biserica Latină, în celebrarea Sfintei Liturghii. Biserica Orientală folosește pâinea dospită, pâinea obișnuită, adică. Sfânta Liturghie este valabilă și cu pâine nedospită și cu pâine dospită, dar este un simbol, vedeți, folosit de biserică pentru celebrarea Sfintei Liturghii, pâinea. Pâinea care este și semnul vieții jertfite și dăruite apoi ca ospăț în cadrul Sfintei Liturghii. Hristos își dă viața pentru noi, El este pâinea vieții, simbolizat de pâinea de care este adusă la ofertoriu pe altar și care pâine devine cu adevărat trupul Său, ca hrană pentru sufletele noastre, de aceea pâinea este și dăruită ca ospăț. Hristos își dă viața pentru noi, se frânge pentru noi și ne dăruiește trupul Său ca să-L mâncăm. De nu veți mânca trupul Fiului Omului, această pâine eucaristică, nu veți avea viață în voi. Vedeți, noi ce-i oferim lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie? Pâinea obișnuită. Noi, latinii, pâinea azimă, nedospită, Biserica Răsăriteană, pâinea dospită. Și această pâine adusă pe altar, ca rod al pământului și al muncii omului, dar și ca binecuvântarea lui Dumnezeu, la Sfânta Liturghie devine trupul adevărat al lui Hristos, Cel care se frânge pentru noi, cum spuneam, și ni se oferă ca hrană. Vedeți ce dar minunat ne face nouă Dumnezeu prin Biserica Sa, folosindu-se de pâine, cu simbolul ei, în cazul Eucaristiei, adevăratul trup al lui Iisus Hristos. Este cea mai consistentă pâine ca hrană spirituală, purtătoare pentru spre viața cea veșnică pentru noi. Pâinea eucaristică, cea folosită la Sfânta Liturghie, este și semnul comuniunii noastre, pentru că suntem chemați să mâncăm din aceeași pâine, ca să simțim că formăm împreună un singur popor, poporul noului legământ, Biserica. Popor răscumpărat cu un preț atât de mare, moartea lui Iisus pe cruce și apoi învierea Sa glorioasă. Și de aceea pâinea eucaristică este atât semn al comuniunii, dar și semn al eliberării noastre din cea mai neagră sclavie, sclavia păcatului și a morții, sclavia diavolului. Iată pâinea, vinul, împreună cu pâinea, sunt elementele esențiale pentru celebrarea Sfintei Liturghii. Pâinea și vinul. Dar și vinul are simbolismul său. Nu se poate celebra Sfânta Liturghie fără pâine și vin, care devin trupul și sângele lui Iisus la fiecare Sfântă Liturghie. Așa a făcut Iisus la cina de taină, așa face și Sfânta Biserică în amintirea Lui. Faceți aceasta în amintirea Mea. Și așa va proceda Biserica până la sfârșitul viacurilor, folosindu-se de pâine și vin pentru a actualiza jertfa lui Hristos
de pe Calvar, la fiecare sfântă liturghie. Vinul, ca element de cult, îl găsim la toate religiile, nu numai în religia creștină. Îl găsim la toate religiile și popoarele. Atunci când vinul este consumat la sărbători, el creează o atmosferă de bucurie, chiar o atmosferă de euforie pentru cei care iau peste măsură. Cum spune Biblia că vinum lectificat cor hominis, adică vinul înveselește inima omului. Când cineva vrea să aibă chef, și atunci îi vine chef omului după ce el ia câteva pahare de vin la masă. Deci, consumat la sărbători, vinul creează atmosferă de bucurie, chiar de euforie. La semiți era considerat drept elixirul vieții vinul, băutura nemuririi și un mijloc de a dobândi cunoașterea ezoterică. În islam este considerat vinul drept băutura iubirii divine, simbolul cunoașterii spirituale, al plinătății vieții și al veșniciei. La greci, vinul era simbolul sângelui lui Dionisie. Dionisie este zeul vinului, dar era și simbolul vieții. De aceea grecii îl beau pentru a dobândi nemurirea. Cretanii, cu o credință asemănătoare, își spălau morții cu vin fiert. Vedeți simbolismul vinului la diferite religii, inclusiv pentru că pe noi asta ne interesează în religia noastră creștină. Vinul era un element esențial în cultul morților. Era oferit ca libațiune, spălare, în ziua înmormântării și în zilele de comemorare a morților. De aici cunoaștem obiceiul prezent și astăzi în atâtea comunități creștine în țara noastră de a lăsa să cadă la pământ câteva picături de vin din pahar sau din sticlă atunci când se închină pentru morți. Element esențial în cultul morților. Dacă este folosit cu intenție bună, n-avem voie să râdem atunci când se folosește și Biserica Orientală îl folosește turnând vin pe mormânt atunci când celebrează înmormântarea. Când se folosește așadar cu semnificația lui, n-avem voie să luăm în derâdere folosirea vinului ca simbol în celebrările liturgice pentru morți. În antichitate se considera că vinul are și proprietăți de dezinfectare, chiar și de conservare. Să ne gândim la parabola samaritanului milostiv. Când s-a plecat spre omul căzut la marginea drumului și lăsat aproape fără suflare de tâlhar, după ce l-au jecmănit de tot ce avea, samaritanul milostiv se apropie și toarnă pe rânile lui și ulei și vin. Notează Iisus când rostește această parabolă. Deci vinul cu proprietățile sale de dezinfectare și chiar de conservare. Evreii la cinile pascale foloseau vinul roșu, întotdeauna vinul roșu, și îl folosesc și astăzi când celebrează Paștele.
Paștele din Vechiul Testament, ca să ne aducă aminte de sângele mielului jertfit la eliberarea lor din Egipt. Să ne amintim moartea primilor născuți, care l-a determinat pe faraonul Egiptului să dea drumul poporului. Gata, ne ajung atâtea plăgi, atâtea nenorociri venite asupra noastră. Plecați! Și în grabă au plecat. Dar, spune textul sacru, că atunci când Dumnezeu a trimis îngerul nimicitor, pe ușele evreilor unse cu sângele sacrificat, așa cum li s-a cerut, nu intra îngerul ca să omoare pe nimeni, nici un întâi născut. Sângele era semnul salvării lor. Și în amintirea acestui sânge al mielului, cu care ungeau ușorii casei înainte de a părăsi Egiptul, unde fuseseră ca sclav poporul ales 700 de ani, în fiecare an când celebrau Paștele și erau obligați să o facă, foloseau în celebrarea lor vinul roșu ca să-și amintească de acest sânge care a fost eliberator pentru dânsii. Dar le mai amintea și de vițelul jertfit de Moise, că așa erau jertfele în Vechiul Legământ, jertfe de animale. Cele mai bune animale din turmă erau sacrificate și oferite lui Dumnezeu ca mulțumire, jertfă de mulțumire, jertfe erau de ispășirea păcatelor și aveau și alte semnificații, jertfele, dar cu sângele animalelor și cu carnea jertfită în cadrul unei celebrări făcute de poporul ales al lui Dumnezeu. Și când poporul ales la muntele Sinai, în călătoria lui spre țara făgăduită, la poalele muntelui cu același nume, acolo unde poporul a primit decalogul, cele 10 porunci și toate legile pe care evreii s-au angajat să le respecte întocmai, atunci Moise a adus ca jertfă un vițel, l-a sacrificat și vinul roșu pe care evreii îl folosesc și astăzi în celebrările pascale le amintește și de acest sacrificiu, de acest vițel, de această jertfă a mielului, a vițelului sacrificat de Moise la poalele muntelui Sinai, și care sânge, de fapt, ce făcea? Pecetluia legământul dintre Dumnezeu și poporul său. Sângele însemnând viața. Vedeți? Simbolul vinului, vinului roșu. Trecem acum liturgia noastră creștină. Să vedem de ce folosește biserica vinul în celebrările ei și în special la Sfânta Liturghie. Vinul își are semnificația reală, ca și pâinea, de la Hristos. Hristos care spune, cine bea sângele meu are viață veșnică. Cine bea sângele meu, luați și beți la cina de taină. Acesta este sângele meu. A folosit vin, se crede că la cina de taină Iisus a folosit vin roșu, cum foloseau toți evreii la cinele pascale. Și în cadrul cinei de taine, când a celebrat prima sfântă liturghie, s-a folosit de pâine și de vin, care au fost binecuvântate de El și date ucenicilor spunându-le, această pâine este trupul meu, acest vin din cupa pe care eu vă împart acum este sângele meu. Mâncați această pâine, beți din acest vin, pentru că este trupul meu și sângele meu jertfit pentru voi.
De aceea biserica folosește la Sfânta Liturghie pâinea și vinul, așa cum a folosit Iisus la prima Sfântă Liturghie în seara cinei de taină. Și este de recomandat chiar să se folosească vinul roșu. În Biserica Latină, noi preferăm să folosim vinul alb din motivul că vinul roșu pătează și ați văzut că se folosesc acele pânze, o să vă le explic și rostul lor la Sfânta Liturghie, așa numitul purificator. Și vinul roșu pătează și se curăță greu. De aceea folosim vinul alb, dar liturghia este valabilă, numai că e mai expresivă dacă am folosit vinul roșu, care aduce mai ușor aminte de sângele lui Hristos, vărsat spre mântuirea noastră. Lucrul acesta nu are importanță așa de mare. Important e să fie vin natural, nu contrafăcut, nu-i valabilă liturghie. La fel pâinea, să fie de calitate, pâinea azimă folosită de noi latinii sau pâinea dospită folosită de Biserica Orientală. Pâinea și vinul, trupul și sângele Domnului, simbolismul pâinii pentru noi creștinii în celebrările noastre și simbolismul vinului. Pâinea și vinul pot fi și sunt binecuvântate de biserică și în afara Sfintei Liturghii și folosite ca sacramental. Și vă rog să faceți distinție între sacrament și sacramental. Liturghia este un sacrament, sacramentul Euharistiei. Și atunci când mâncăm pâinea și vinul, în cadrul Sfintei Liturghii devenite trupul și sângele lui Iisus, noi primim pe Hristos însuși sub chipul pâinii și al vinului în sufletele noastre. Și pentru a primi acest sacrament sunt necesare 4 condiții. Nu oricine vine și se împărtășește cu trupul și sângele Domnului, pâinea și vinul devenite trupul și sângele lui Iisus. Sunt 4 condiții, să știm și să credem că atunci când ne împărtășim, este prezent în pâinea și vinul cu care ne comunicăm trupul și sângele Domnului. Să știm, și nu-i suficient numai să știm, să și credem atunci când ne împărtășim, dacă vrem să facem o împărtășanie cu folos. A doua condiție, în cadrul liturghiei ca sacrament, să nu avem păcat de moarte. Că dacă avem păcat de moarte, mai întâi trebuie să ne spălăm sufletul făcând o spovadă bună și apoi să ne împărtășim. Altă condiție care se cere pentru primirea sacramentului Euharistiei este să nu mâncăm și să nu bem băuturi alcoolice cel puțin o oră înainte de a ne împărtăși. Cel puțin o oră. Înainte, vă aduceți aminte, cei mai în vârstă, era de la miezul nopții până în ceasul în care ne împărtășeam. Acum, biserica este o lege bisericească. Biserica noastră latină a schimbat acest post numit euharistic, spunând că e suficient ca cel puțin o oră să nu fi mâncat înainte de a primi Sfânta Împărtășanie. Sacramentul Euharistiei. Și a patra condiție este să ne rugăm înainte și după primirea Sfintei Împărtășanii. Deci nu ne rugăm cu Euharistia, ca cum am face cu o bucată de pâine oarecare sau vinul din paharele pe care vinul consumăm la mesele noastre. Aici e vorba de un sacrament și sacramentele se primesc cu demnitate și cu pregătirea cuvenită, îndeplinind condițiile pe care le cere biserica. La frații orientali sunt și mai severe condițiile pentru primirea Sfintei Împărtășanii, adică a sacramentului Euharistiei, adică a pâinii care este trupul lui Hristos și a vinului care este sângele lui Hristos
așa cum devin ele la Sfânta și Dumnezeiască liturghie acestei sacrament. Și vă spuneam că pâinea poate fi binecuvântată și în afara liturghiei, fără ca să devină trupul lui Hristos, la fel și vinul, fără ca să devină sângele lui Hristos, ci ca un sacramental. Și dacă vă uitați în catehism, după ce se tratează despre sacramente, este o parte de adaus, se vorbește și de sacramentalii, care sunt lucruri sau rugăciuni, lucruri binecuvântate în cazul nostru de biserică și pe care noi le putem folosi și trage foloase sufletești pe măsura credinței pe care o avem atunci când folosim aceste lucruri binecuvântate de biserică. Pâinea sfințită. Frații ortodoxi o folosesc deseori. O folosesc și mulți preoți de-ai noștri, marța în cinstea Sfântului Anton, binecuvântează bucățele de pâine și o distribuie cinstitorilor Sfântului Anton, nu ca sacrament, că nu e euharistie, nu-i grijanie, cum spune poporul, denumire populară. Aceea este pâine binecuvântată, este sacramental. La fel vinul binecuvântat, noi obișnim în biserica noastră latină, în sărbătoarea Sfântului Ioan Evanghelistul. În preajma Crăciunului, acolo, știți, a doua zi este Sfântul Ștefan, a treia zi, în ritul latin, îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Evanghelistul, nu Botezătorul. Botezătorul sărbătorim astăzi, nașterea lui, cel mai sărbătorim pe 29 august, decapitarea lui, tăierea capului Sfântului Ioan. La Crăciun, a treia zi de Crăciun, îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Evanghelistul și este obiceiul, eu am practicat acest lucru de multe ori în parohiile unde am activat și în cinstea lui este obiceiul să fie binecuvântat vinul pe care îi îndemnam totdeauna pe credincioși să-l aducă la biserică în sărbătoarea Sfântului Ioan într-o sticlă, nu cu butoiul sau cu damingeana, simbolic mai mult, într-o sticlă sau două sticle, depinde câți membri sunt în familie, și-l aduc și printr-o rugăciune pe care o face preotul, acest vin este binecuvântat și apoi preotul le spune să-l servească cu poftă, cu bucurie, ca sacramental acasă, când se duc acasă. Așa cum folosim aghiazma, apa sfințită. Tot un sacramental, adică un lucru binecuvântat, ce v-am vorbit despre apă. Deci pâinea și vinul ca sacramental sunt binecuvântate de biserică, le putem folosi, dar nu ca sacrament, repet, ci ca sacramental. Un alt simbol liturgic, și vreau să spun și despre acest lucru că este important, este sau sunt prapurile și imaginile. Vedeți, noi folosim în biserică și biserica catolică și biserica ortodoxă și bisericile orientale, folosim de multe ori în cadrul celebrărilor, mai ales la morți, prapurile, icoanele acelea purtate pe un băț, se spun așa, din lemn, lucrat frumos și care reprezintă diferite scene din viața lui Iisus sau mai exact figuri de sfinți ai bisericii, prapurile și imaginele sfinte. Sunt tot simboluri, adică lucruri, astea sunt simboluri, lucruri reale pe care biserica le folosește cu simbolismul lor. Care e simbolismul lor? Pentru că noi suntem atacați de frații protestanți spunând că noi ne închinăm sau practicăm idolatria pentru faptul că ne închinăm în fața unei icoane sau unei statui. Vedeți, în biserică avem răstignitul, crucea lui Iisus lângă altar. Dacă preoții nu explică credincioșilor bine ce înseamnă
prapurile acestea și imaginile, prin imagini înțelegând și icoane și statui, credincioșii pot cădea ușor în idolatrie. Noi nu facem din icoane și din statui idoli la care ne închinăm așa cum suntem pe nedrept acuzați. Pentru că noi nu ne închinăm la o bucată de lemn din care este făcută crucea sau o bucată de marmură din care, unde avem aici, erau partea aceea, Maica Domnului, statui ale Maicii Domnului în special sau ale Sfinților, Iosif, Tereza, Sfânta Tereza sau Sfântul Anton. Trebuie să avem grijă noi preoții să explicăm credincioșilor că atunci când ne închinăm în fața unei icoane, în fața unei statui, noi nu ne închinăm la materialul din care e făcută statuia sau din care e făcută icoana, ci ne ajutăm de ele ca de niște imagini care au fost binecuvântate, iarăși sacramentalii, pentru ca să ne regăsim mai ușor pe noi înșine și să ne gândim mai ușor la Iisus care și-a dat viața murind pe cruce pentru noi. Și frații protestanți au în unele cărți ale lor imagini cu Iisus sau cu crucea. De ce le folosesc atunci? Noi nu ne închinăm așadar, și vă rog să rețineți bine și preoții să explice acest lucru. Nu ne închinăm la materiale, cum se închinau și se închină și astăzi popoarele păgâne, că mai sunt și astăzi triburi înapoiate, care se închină ca la niște zeități, făcând din lemn un chip cioplit, cum spune prima poruncă, și adevărat, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui. Dacă explicăm în ce constă cultul pe care noi îl dăm atunci când folosim o icoană, o imagine sfântă, credincioșii vor înțelege și nu vom mai fi acuzați că practicăm idolatrie. Nu. Noi folosim, ne folosim. Că trebuie să știți dumneavoastră că în Vechiul Testament au fost interzise folosirea imaginilor sau acestor, fie că era vorba de statui, să spunem, care să reprezinte o figură sau alta din Vechiul Legământ sau figuri preeminente descrise de Biblie, erau interzise. De ce? Pentru că era pericolul foarte mare al idolatriei, poporul ales să cadă în idolatrie după modelul popoarelor din jurul lor, care erau idolatre toate și se închinau la tot felul de zei. Și de aceea era interzis în Vechiul Testament să se folosească statui, imagini de acestea, ca să nu-i ducă pe evrei sub influența păgânilor la idolatrie. Dar atunci când pericolul de idolatrie a dispărut și când biserica intervine și explică frumos ce înseamnă cultul icoanelor sau sfinților, lucrurile se schimbă radical. Și noi folosim, cum folosim la celebrări, alte simboluri, le folosim și pe acestea, că ne ajută să trăim mai intens și mai profund credința noastră. Pentru că nu vom spune niciodată că o statuie care reprezintă pe Sfântul Anton, acela e Sfântul Anton. Și ne închinăm lui ca unui Dumnezeu. Nu! Atunci am cădea într-adevăr în idolatrie. Folosim statuia sau icoana Sfântului Anton, la fel statuia și icoana Maicii Domnului, statuia lui Hristos sau icoana lui Hristos, crucea, ca să ne ajute pe noi mai ușor să ne gândim la ceea ce reprezintă ele și să ne rugăm cu mai multă pietate, nu unei bucăți de pânză pictate, nu unui material din marmură sau din lemn sau din ce este făcută o statuie, ci aceluia reprezentat de ea, dând cinstea cuvenită. Dacă e vorba de sfinți, noi explicăm credincioșilor ce înseamnă cultul sfinților, cu un cult de cinstire, de venerație,
dar nu de adorație, pentru că acest cult de adorație îl dăm numai lui Dumnezeu. Prin urmare, prapurile și imaginele. Prapurile se poartă în procesiuni și un prap este format dintr-o cruce urmată de o icoană a lui Hristos sau a unui sfânt sau mai multor sfinți. Prapurile, vedeți, în față imaginea lui Hristos, urmată de imaginea sau imaginile sfinților, pe icoane. De ce totdeauna în frunte Hristos? Cred că ați remarcat, la o mormântare mai ales. Sau când facem noi cu icoane, în mod solemn, o ceremonie, despre care, de fapt, v-am și vorbit, despre aceste ceremonii pe care le facem noi, procesiuni solemne, cu crucea totdeauna în față. De ce crucea în față? Pentru că El este singurul nostru Mântuitor, Hristos care a murit pe cruce pentru noi. Iar sfinții sunt cei care au alergat la Hristos și din care și-au tras seva, puterea de a duce o viață ordonată, cinstită după regulile Evangheliei lui Hristos. Și Biserica cinstește pe acești eroi, așa cum noi sărbătorim pe eroii care își dau viața pentru patrie, de exemplu. Și așa cum noi cinstim pe părinții noștri, bunicii noștri, prietenii noștri și le păstrăm la loc de cinste imaginea lor acasă, în icoană, de multe ori aprindem o lumânare în fața lor. Nu înseamnă că idolatrizăm și nu sunt de fapt tata respectiv sau mama sau fratele sau sora, ci numai reprezintă, ne ajută pe noi să ne aducem aminte mai ușor și mai repede de ei. De aceea folosim noi crucea, statuile, icoanele. Prapurile sunt ca niște steaguri purtate în semn de victorie. Este vorba de victoria repurtată de Iisus cel răstignit împotriva păcatului, împotriva morții, împotriva diavolului, iar icoanele, reprezentându-i pe sfinți, își au explicația în faptul că în timpul procesiunilor, v-am mai spus la altă cateheză, se cântau litaniile tuturor sfinților. Și astăzi, când se fac procesiuni mai deosebite, sau cum am avut astăzi sfințirea unui nou preot la Onești, în cadrul celebrării s-a cântat litania tuturor sfinților. Așa se cântau în procesiunile solemne, mai ales dacă procesiunea este mai lungă, se cântau litaniile tuturor sfinților. De aici prapurile care îi reprezintă pe sfinți și în frunte Hristos, crucea Lui. Niciodată să aveți grijă la mormântare, la orice procesiune, n-are ce căuta o icoană a unui sfânt înaintea crucii lui Iisus. Vedeți, și asta are simbolismul care trebuie să respectăm. Întâi crucea, Iisus e în față, El ne conduce, El e Mântuitorul nostru. Și apoi sfinții, și noi privim la ei ca la niște modele pe care vrem să le luăm, ca să-L urmăm și noi pe același Hristos și, dacă va fi cazul, să ne dăm viața pentru El. Imaginile, așadar, care constau în icoane și statui, trebuie să știți că au fost folosite din vechime în biserică. Au fost interzise, cum v-a spus, în Vechiul Testament, din motivul sau pericolul idolatriei. Când a dispărut pericolul, biserica le-a folosit și le folosește în continuare. Observăm, spre durere, spunem noi, cei din România, că în Occident, sub influență protestantă, din multe biserici au dispărut. Sunt mulți care mă ascultă acum și sunt poate în Occident și eu văd cu ochii lor lucrul acesta. În bisericile din Occident, Franța, Germania, Olanda, Belgia, au scos. Aproape că nu mai găsești nicio icoană, nici un sfânt în biserică.
sub influență protestantă și mulți plâng faptul acesta pentru că a scăzut și credința foarte mult. Că aceste icoane, mai ales în timpul în care poporul era puțin pregătit din punct de vedere cultural, analfabet, bisericile noastre, vă amintiți, cei mai în vârstă erau pline de icoane, uite, avem și aici, numai că mai stilizate, dar le avem. Cei patru evangheliști, pe cele patru coloane în catedrala noastră, calea Sfintei Cruci, avem în față icoana stilizată a Preasfintei Fecioare Maria, încoronată ca regină. Dar când o să intrăm în catedrala veche, acolo o să vedeți câte icoane se restaurează acum cu o migală extraordinară, câte icoane, opere de arte realmente, pe care le vom folosi și păstra cu sfințenie, așa să le păstrați toți în bisericile noastre. Dar nu introduceți în biserică orice fel de icoană, orice fel de statuie, că în unele biserici s-au introdus statui sau icoane care nu fac cinste, n-au nimic comun cu arta adevărată. Se cuvine să avem icoane frumoase, statui frumoase, care să ne îmbie la rugăciune, la evlavie, care să ne ajute să păstrăm vie credința pe care am primit-o moștenire de la părinții, bunicii și înaintașii noștri. Să le păstrăm și să le folosim, să le venerăm. Nu le adorăm, le venerăm. Adorație o dăm numai lui Iisus, prezent în Sfânta Eucaristie. Pentru a nu se interpreta greșit, încă un lucru pe care să rețineți, ca formă de idolatrie, să nu se interpreteze așa, se cere preoților și catehiștilor, sau catehieților, mai corect, să țină seama de următoarele recomandări făcute de biserică. Biserica, în mod oficial, nu ne-a cerut și nu ne cere să scoatem din biserică icoanele și statuile, să fie clar. Dar ne cere câteva lucruri pe care să le respectăm atunci când le păstrăm și le folosim, și anume, în primul rând, să se explice bine credincioșilor în ce constă cultul sfinților, folosirea icoanelor și statuilor, ceea ce v-am explicat eu acum. În al doilea rând, numărul imaginilor sfinte în biserică să nu fie exagerat. Pentru că eu mi-aduc aminte când eram copil, în unele, n-am umblat prea mult, că nu erau posibilitățile de astăzi, dar intram în multe biserici vechi, tradiționale, și am întâlnit biserici în care era un sfânt în capul altul, toată biserica plină, plină. Trebuia să fii atent ca să descifrezi până unde e o icoană și de unde începe alta. Exagerările, oricând, în biserică, în liturgie, nu sunt binevenite și trebuie evitate exagerările. Deci numărul icoanelor, imaginilor, să nu fie exagerat. Și al statuilor, la fel. Și al treia regulă pe care ne-o cere biserica, să nu fie dubluri. Atenție, preoții! Să nu fie dubluri în aceeași biserică. Adică doi de Sfântul Anton, pun unul aici, mai pun unul dincolo și dacă e nevoie, mai pun unul la ușă. Una, atât. Biserica cere să nu facem dubluri, la fel de icoane. Maica Domnului, pe care o prețuim și o iubim, cum să nu o iubim noi pe Maica Domnului? Dar nu trebuie să punem dubluri de statui. Maica Domnului una aici, mai pun o statuie acolo, mai pun una după colț, mai pun la intrare că e Maica Domnului. E Maica Domnului. Biserica ne cere să fim sobri și corecți, să nu facem dubluri de statui, dubluri de icoane. Vedeți, sunt niște reguli pe care dacă le folosim,
și rog preoții să examineze acum în biserică, să vadă dacă au două, trei imagini ale Maicii Domnului, aceeași imagine în mai multe locuri, una să rămână. La fel statui, una să rămână. Dacă are trei statui cu Sfântul Anton, una să rămână. Și așa mai departe. Vedeți mai multe lucruri despre simbolurile liturgice. Cred că vă dați seama acum cât de important este să cunoaștem aceste lucruri care la prima vedere par foarte simple. Dar dacă le înțelegem, cunoaștem rostul lor în biserică, de ce le folosește biserica, cu siguranță participăm mult mai atenți la Sfânta Liturghie, la celebrările sfinte și tragem mai multe foloase pentru viața noastră de credință. Acest lucru de altfel îl și urmăresc prin aceste cateheze pe care le țin de aici, de la Catedra Episcopului din Iași. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Duhul Sfânt pe care l-am chemat în ajutor și îl chemăm mereu în ajutor, să înțelegem bine catehezile, învățătura Bisericii și să ne susțină cu Harul Său ca să punem în practică, să ne fie cu cât mai mult real folos toate participările noastre, la rozariu, la devoțiuni și mai ales la celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Amin. În încheiere, ca întotdeauna vă împart binecuvântarea arhierească, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați urmărit și această cateheză, le voi continua, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute, cum spuneam, să punem în practică ceea ce Duhul Sfânt ne învață prin Biserica Sa. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace.